Se pare che molti sono convinti che rețeta perfectă pentru a avea succes în afaceri este să oferi cât mai puțin și să scoți cât mai mult. Da, într-adevăr, este o rețetă perfectă. Pentru ce? Pentru faliment. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum de zeori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că performanța în afaceri, adică să câștigi banii, este un aspect important al vieții noastre, hai să vedem câteva idei în privința asta. Eu deja am vorbit despre cât de important este să păstrezi calitatea, unde prin calitatea am zis că trebuie să respectăm ce am promis, adică fiecare obiect este o promisiune și este considerat de calitate în legătură cu cât de mult respectă promisiunile făcute. Okay? Dar e clar, asta e un alt aspect pe care nu l-am examinat, că cât mai mult un obiect oferă, promite și într-adevăr respectă promisiunile de un anumit fel, cât mai mult are un preț înalt. Adică, la un moment dat, fiecare acceptă ideea că o mașină super lux cu toate accesorii costă mai mult decât o mașină de o utilitară de oraș. Să fie vorba de un calculator, să fie vorba de un aparat de fotografiat, să fie vorba de un apartament, de o casă. În sfârșit, de fiecare dată, observăm că, într-adevăr, calitatea există, desigur, prețul este corespunzător. Când vorbiți cu un vânzător pe tema asta, răspunsul standard pe care îl primiți, dacă observați bine că e foarte scumpă chestia asta, vi se răspunde, domnule, calitatea se plătește. E acceptăm ideea, adică cât mai mult un lucru este bun, de calitate și are într-adevăr niște avantaje, are valoare, eu îl plătesc și îl plătesc cu bucurie. Ok? Deci asta e ceva din domeniul evidenței. Ceea ce mi-e greu de înțeles este faptul că se pare că o groază de oameni, chiar cu experiența de business, nu reușesc să facă pasul următor. Adică, dacă este evident că calitatea se plătește, de ce nu este la fel de evident că calitatea te răsplătește? Adică, cât mai mult oferi calitatea, cât mai înalt poate fi prețul pe care îl ceri. Asta la orice nivel. Să fie vorba, evident, de comerț, să fie vorba de un restaurant, să fie vorba de un obiect, să fie vorba de o relație. Adică, în timp ce lumea înțelege ca ceva firesc faptul că dacă ceva e într-adevăr de valoare, deci merită plătit, nu face pasul următor și nu se gândește că dacă vrea să fie plătit, trebuie să ofere ceva de valoare. Asta e un blocaj mental pe care l-am întâlnit la orice nivel. Adică lumea care tocmai înțelege perfect conceptul, când e vorba de a face afaceri, încearcă imediat să oferă cât mai mult, cât mai puțin și să fură cât mai mult. Fără să se înțeleagă că în lumea de astăzi, un client nemulțumit te distruge încă 1000 de clienți de la bun început. Deci, paradoxul în afaceri, chiar asta este. În timp ce în alte conteste, într-adevăr, a tăiat toate cheltuielile și a mări cât se poate venitul este cheia succesului, în societatea de astăzi, în care tot se comunică, orice faci are imediat un ecou, deci singurul lucru care te salvează și care te permite supraviețuire este tocmai calitatea ceea ce oferi. Pentru că nu putem aici intra în discuții mondiale, dar dacă te bazezi pe a face ceva ieftin, o să găsești mereu cineva care face mai ieftin decât
tu. În schimb, secretul este să oferi cât mai multă valoare, să depășești mereu așteptările clientului și o să vezi că clientul nu va avea nicio problemă să te plătească sume exorbitante, tocmai pentru a avea onoare, pentru a avea fericirea de a primi calitatea ta. Gândește-te la acest aspect pentru că este secretul de succesul în afaceri în lume de astăzi. O zi bună!